Acțiunile polițiștilor buzoieni în săptămâna prevenirii criminalității sunt concentrate pe diverse domenii. În fiecare zi, de luni până vineri, polițiștii vor aborda diferite teme, astfel încât copiii și adulții să conștientizeze pericolele la care sunt expuși. Timp de o săptămână încercăm să marcăm pe diferite zile tematice prin activități preventive cu un grad mai mare de vizibilitate, diferite domenii, astfel încât să contribuim la creșterea gradului de siguranță al cetățeanului, să descurajăm adoptarea comportamentului infracțional și să reușim să fim vizibili astfel încât cetățeanul să conștientizeze că suntem prezenți, suntem aproape și ne interesează siguranța lor. Polițiștii vor mai organiza întâlniri cu grupuri țintă, standuri expoziționale cu tematică preventivă, vizionări de filme educative sau simulări pentru testarea spiritului civic. Miercuri, polițiștii vor lua cu asalt autobuzele din oraș. Cea de-a treia zi este dedicată prevenirii infracțiunilor contra patrimoniului. Evenimentele principale sunt jocuri de rol în mijloacele de transport în comun, a unor tipologii infracționale prin care încercăm să învățăm populația să recunoască modurile de operare ale infractorilor și să îi formăm deprinderi de evitarea acestora și de semnalarea autorităților, de asemenea simularea folosirii interfonului în sensul promovării folosirii corecte a acestuia conform scopului pe care îl are de a tria accesul în scara blocului a persoanelor necunoscute și cu scopuri necunoscute sau rău intenționate. Ziua de astăzi a fost dedicată combaterii delincvenței juvenile, pe lângă traficul și consumul de droguri în rândul elevilor, subiect care le dă tot mai multe bătăi de cap oamenilor legii, s-a dezbătut și problema infracțiunilor informatice. Mulți dintre autorii unor ilegalități în mediul online sunt elevi de liceu. Vă spun într-un dosar unde s-a făcut expertiza informatică și au reușit, plus minus, mai mare, mai mic, au dat la pace cu involvatul și le-a spus ce reprezintă. Și erau cărți de identitate, permise, diplome falsificate. Deci gândiți-vă ce grad de inteligență, dacă specialiștii statului n-au reușit. Săptămâna prevenirii criminalității a fost inițiată la nivel național de Inspectoratul General al Poliției Române pentru prima dată în anul 2006, în scopul sensibilizării populației cu privire la importanța prevenirii criminalității și la necesitatea implicării cetățenilor în acțiuni de acest fel.